Rămâi, Doamne, și astăzi lângă mine, căci cu Tine alături simt că pot birui cu orice pe această lume și simt că mi pot împlini orice vis pe care îl am, chiar și pe cel mai îndepărtat sau care pare imposibil. Căci Tu, Doamne, nu ai lăsat neajutat pe nimeni ce la Tine sprijin a căutat. Și știu că Tu le orânduiești pe toate înspre bucuria celor ce se roagă Ție. Nu mă lăsa, Doamne, să rămân fără răbdare, așteptând împlinirea dorințelor mele, și dezleagă-mă de orice urmă de mândrie și de deznădejde, căci acolo unde este deznădejde și mândrie în suflet, Domnul nu ajută. Arată-mi Tu astăzi ce trebuie să schimb în viața mea pentru a merita minunile Tale și îndrumă-mă pe cărările Tale, cele drepte și fără de sfârșit. Amin. Dumnezeule, Cel ce neobosit sălășluiești în toate cele văzute și nevăzute, și Cel ce preamărit împărățești peste toate cele știute și neștiute, ascultă-mi, Doamne, și astăzi rugăciunea și primește a mea smerită cuvântare. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dăruit această zi și privește-mă acum cum cu recunoștință îți pomenesc numele. Sălășluiește Tu, Doamne, în fiecare ceas, în gândul, în glasul și în inima mea. Și nu mă lăsa să mă depărtez în nicio clipă de la poruncile Tale. Dăruiește-mi zi liniștită, împlinită și binecuvântată cu ale Tale daruri și minuni, și ține-mi sufletul neîntinat în fața răutăților și a ispitelor. Nu mă lipsi de binefacerile Tale, cele cu care îi răsplătești pe cei cu credința curată, căci nădăjduiesc fără îndoială în mila Ta și în bunătatea Ta. Fă, Doamne, ca această zi să-mi fie mie prilej de a căuta la a Ta mântuire prin ducerea la bun sfârșit a tuturor treburilor și a îndeletnicirilor pe care mi le-ai încredințat, și ține-mi calea luminată cu al Tău cuvânt, pentru a nu cădea în păcat. Amin.